PMP Dâmbovița s-a mutat în casă nouă. În prezența multor reprezentanți ai Partidului Mișcarea Populară de la nivel central și județean, a fost inaugurat în centrul municipiului Târgoviște un sediu mai spațios decât cel vechi. După tăierea panglicii, liderii PMP au scris câteva gânduri în cartea de onoare. Printre personalitățile venite de la centru cu acest prilej s-a aflat și Elena Udrea. Fostul ministru al dezvoltării, actualmente deputat PMP, a făcut o declarație de presă în care a vorbit despre contextul politic actual, marcat de neînțelegerile din Uniunea Social Liberală. Pe finalul unei guvernări care n-a adus nimic bun României, se termină cu un mare scandal, evident. Există o luptă acum între PSD și PNL să arunce vina asupra celorlalți, fiecare să-l facă pe celălalt vinovat în fața propriului electorat. Pierde, din păcate, România, pierd cetățenii care asistă neputincioși la un scandal între Ponta și Antonescu, generat doar de dorința fiecăruia de a câștiga prezidențialele. Se vor rupe până luni, dar asta pe noi ne lasă complet indiferenți, pentru că Antonescu acum degeaba joacă cartea liderului de dreapta. L-a girat pe Victor Ponta timp de aproape 3 ani de zile, a girat o guvernare care a ignorat electoratul de centru-dreapta, a ignorat clasa de mijloc, nu a adus nimic bun societății, însă cred că electoratul nu uită. Elena Udrea a anunțat că primarul Gabriel Boriga a semnat adeziunea pentru Fundația Mișcarea Populară. Înțeleg că domnul Boriga a semnat o adeziune la Fundația Mișcarea Populară, pentru că știți că primarii nu pot veni, nu pot schimba partidul pe listele din partea căruia au candidat. Domnul primar Boriga este un politician care a obținut foarte multe voturi aici în Târgoviște și eu înțeleg și de ce, pentru că este un om tânăr și serios care a făcut foarte multe pentru Târgoviște.